Salut prieteni, bine ați venit la videotutorial.ro. Eu sunt Cristi și astăzi vom vedea cum se instalează un PC, practic cum se montează componentele într-o carcasă. Avem aici în față carcasa, tocmai am montat sursa. Sursa este cea pe care tocmai v-am prezentat-o în tutorial. Are mai mulți conectori, are conectorul normal pentru placa de bază, conectorul 4+4 pentru procesor, conectorul PCI Express. Avem aici pe aceeași bandă 3 SATA. E bine că sunt puse pe aceeași bandă. Totuși am fi preferat să aibă unul un pic mai sus, deoarece atunci când dorim să montăm jos de tot un hard disk, asta sau asta nu ajunge până sus la DVD writer. Avem Molex-uri, ne-ar fi trebuit și un adaptor de la Molex la SATA, tocmai ca să întindem o alimentare SATA acolo sus la DVD writer. Dar putem să punem mai jos DVD writer-ul, avem alimentare și pentru floppy, ceea ce în ziua de azi nu prea mai trebuie. Ăștia sunt conectorii. Mai departe, să vorbim despre placa de bază, lucru care este foarte, foarte important și nimeni nu-i prea dă importanță, și anume distanțierii de pe placa de bază, de pe carcasă. Aceștia sunt distanțierii, trebuie strânși destul de bine. Dacă nu sunt strânși bine, e posibil să scape de aici în momentul în care desfaceți placa de bază. Verificați înainte să montați placa de bază. Carcasele de obicei vin cu o punguță de genul acesta. Punguța asta conține șuruburile necesare instalării, acest mic difuzor care ne arată erorile plăcii de bază și când butează face bip, când intră în nu știu ce face bip, când are o problemă face nu știu cum și așa mai departe. Aveți detalii în fiecare cărticică de la placa de bază despre erorile BIOS-ului. Avem aici un shield metalic care se montează în spate dacă cumva nu montăm placă video. Noi acum nu o să montăm placă video și o să punem acest shield metalic. Haideți să vă arăt placa de bază care tocmai v-am recomandat-o în tutorialul anterior. Aceasta este. Este o placă de la ASRock, o placă destul de bine dotată. Are cam toate funcțiile de care are nevoie oricine. Are 3 intrări pentru 3 ieșiri pentru video, avem VGA, DVI, HDMI. Putem să folosim pentru monitor VGA sau DVI și să tragem la televizor un HDMI. Avem mufe pentru tastatură mouse, USB 2.0 4 bucăți, USB 3.0 2 bucăți, Gigabit LAN de la Realtek și sunet 5+1. Aici mai avem o mufă pentru carcasele care au front panel cu USB 3.0. Putem să montăm aici front panel-ul. De asemenea, mai avem încă două ieșiri pentru USB, ceea ce înseamnă 4 mufe. Deci avem în total 8 USB 3.0 și 8 USB 2.0 și 4 USB 3.0. Avem SATA 3, da? Front panel-ul este poziționat bine aici, ieșirea de sunet pentru front panel este aici, avem ieșire și pentru alte chestii, aici avem resetarea pentru, un pic am ciudat pusă, resetarea pentru BIOS, avem un jumper, îl scoatem și îl băgăm pe pinul din mijloc și cel din dreapta și se resetează. Cred că mai simplu este să scoatem bateria, din păcate, în momentul în care este băgat o placă video, nu prea ajungem la baterie să o scoatem, tocmai de asta s-a pus jumper aici. Mai bună era soluția pe care o implementau alții constructor și anume 2 pin, doar îi atingeai cu șurubelnița. Aici este chipul pentru BIOS, chip care se poate scoate, n-am mai văzut așa ceva de multă vreme, mai ales pe plăcile moderne. Chip care se poate scoate, se poate introduce altul, este o chestie foarte interesantă. N-am mai văzut de mult chip care se poate scoate, se poate înlocui. Majoritatea acum vin deja lipite pe placa de bază. Placa asta este destul de bine dotată pentru o utilizare normală. Pentru cei care sunt mai pretențioși și vor alte chestii, Thunderbolt sau wireless sau alte minuni de genul acesta,
Placa asta nu vi le oferă, dar sunt chestii de care cu siguranță nu aveți nevoie. O chestie care am uitat să vă spun, backpanel-ul, acesta este backpanel-ul care vine odată cu placa de bază. Bineînțeles, placa de bază vine însoțită și de CD-ul cu drivere, ceea ce este foarte important, sunt driverele pentru Windows 8, nu știu dacă sunt și pentru Windows 7. Backpanel-ul se atașează pur și simplu în gaura aceea a carcasei. Dacă carcasa are alt backpanel, îl scoateți pe acela și îl montați pe acesta al plăcii de bază. Backpanel trebuie băgat bine, dacă nu îl băgăm bine, nu vom putea pune, nu vom putea monta bine placa de bază. Câteodată intră mai greu, da? Dar nu e nicio problemă că intră el până la urmă, gata, a intrat. Și acum trebuie să montăm placa de bază. După cum vedeți, am montat deja procesorul. Procesorul e mai bine să-l montați așa dacă avem un cooler de genul acesta. Dacă aveți un cooler aftermarket, cu siguranță trebuia să montați ceva pe spate, după aia să, pentru că aceste coolere aftermarket sunt destul de grele. Oricum, este ușor de montat placa de bază cu procesorul gata montat și în felul acesta suntem siguri că pinii aceștia de montare intră bine. Am montat deja și memoriile care sunt tot așa, am scăpat de o grijă, le-am montat și acum nu rămâne decât să montez placa de bază. Aveți grijă să o aliniați cu toate mufele. Vă uitați și în spate să vedeți dacă mufele au fost bine aliniate. Și o să observați că backpanel-ul are niște pini elastici pe el. Nu îndoiți, nu faceți nimic de genul acesta. Acești pini elastici sunt pentru a ține placa de bază în tensiune în momentul în care o montați și după aia, ca să nu apară vibrații. Haideți să montăm și noi, căutăm o șurubelniță bună. De obicei când montați placa de bază aveți nevoie cam de două tipuri de șurubelnițe. Una mare pentru sursă, șuruburi la carcasă și alte chestii de genul acesta și alta mai mică pentru șurubelele care le băgăm la hard disk, la SSD, la DVD writer. Două șurubelnițe stea. N-am mai văzut de mult șuruburi drepte pe plăcile de bază, deci nu o să vă trebuiască șurubelnițe drepte. Plăcile de bază Micro ATX au 6 șuruburi. Dacă aveți ATX, poate aveți mai multe, dar mă îndoiesc. Extend ATX are mai multe șuruburi. Această carcasă oricum nu poate să primească plăci Extend ATX. Extend ATX sunt plăci foarte mari, de dimensiuni foarte mari. De obicei au sloturi de memorie. Am avut eu un Extend ATX care avea memorie, suporta memorie și DDR2 și DDR3. Era o placă bună și nu era nici foarte scumpă, era de la Gigabyte. După cum vedeți, este destul de ușor de montat atâta timp cât montați distanțierele. Deci mare atenție! Vă mai spun o dată, mare atenție! Montați distanțierele pentru că ele sunt foarte, foarte importante. Dacă nu le montați, în timp, stratul protector despre spatele plăcii de bază se va coji din cauza vibrațiilor și placa va face scurt. Asta dacă nu va face scurt circuit din prima, este posibil să se întâmple și asta, pentru că, după cum vedeți, partea asta este metalică. Nu putem să punem placa de bază direct pe ea. Acum nu rămâne decât, am montat placa de bază, este ok, este solid aici, totul este solid. Mufele ies bine la backpanel, fără nicio problemă. Acum trebuie să montăm aceste căblulețe. Este destul de simplu de făcut această treabă. Vedem că ăștia care au ambalat au băgat cablurile SATA printr-un cablu pe aici, dar nu e nicio problemă. Nu e rău din loc în loc să dați cu niște șoricei din aceia care se strâng ca să fie el mai bine. După cum vedem, nu are niciun fel de, de protecție, de cămașă. Era bine să fie avut o cămașă, dar asta este, nu avem. Aveți grijă mufele să fie băgate bine. Aici la procesor vedem că placa asta de bază are decât o mufă. Și tocmai de-aia trebuie să căutăm mufa potrivită. Uite aici. Da? Ne uităm la ea să vedem
Așa, nu este asta. Este cea care normal ar veni pe partea... Da, care ar veni normal, când eu, cum mă uit eu așa, care ar veni în partea asta, da? Deci asta este mufa. Am băgat-o. Cealaltă o să rămână lângă ea, o să se odihnească sau, dacă vreți să fiți mai siguri, o suspendați aici sus undeva, tot așa, o legați cu un șoricel, ca să fiți voi mai siguri. Mai departe de PCI Express n-avem nevoie. O să avem nevoie de SATA, de MOLEX, nu știu sigur dacă o să avem nevoie. Așa că o să facem ceva curățenie prin cablurile astea pe aici. E bine cât se poate să faceți cable management. Mă uit și eu după ceva pe aici, dar nu am nimic cu ce să leg. Nu-i nimic. Ah, ba da, uite, am găsit. Legăm aceste cabluri. Facem o legătură. Și mai facem o legătură, uite, aici. A, ca să scăpăm de ele. Nu le lăsa să bălângăne prin carcasă, pentru că e posibil unele cabluri să vină aici peste procesor și să blocheze ventilatorul și n-ați vrea să se întâmple treaba asta. După ce îl faceți pe ăsta de la procesor, puteți să-l dați ușor pe aici pe jos, îl băgați un pic pe subsursă și îl strângeți și pe ăsta aici undeva, da? Este foarte simplu de făcut cable management, atâta timp cât suntem atenți, bineînțeles. După cum vedeți, am băgat și mufa de la ventilatorul procesorului. Mare atenție, de multe ori la ventilatorul procesorului aceste fire se strâng, da? Uite, vedeți că dacă eu îl strâng pe ăsta, da? Ia un unghi drept de aici până aici, o linie dreaptă și blochează, uitați, blochează palele ventilatorului. Aveți grijă să fie trase toate, să aibă ventilatorul spațiu, da? Și băgați-le pe aici pe jos, dacă se poate, așa. Nu se poate fără probleme, dar mai e și pe ăsta negru. Gata, că l-am rezolvat și pe ăsta, o să o bag pe lângă acest stâlp de montaj. Gata, cam asta este. Se învârte bine, nu e nicio problemă. Acum nu rămâne decât să montăm SSD-ul. SSD-ul îl voi monta în partea asta aici. Este foarte ușor de montat, dar mai trebuie un șurub. Unde am pus șuruburile? Ah, uite-le aici. Fără șuruburile de la plac, de la carcasă, nu puteți să faceți nicio treabă, așa că aveți grijă să nu le pierdeți. Este foarte important. Sunt trei feluri de șuruburi. Șuruburi cu pas foarte, foarte fin. De obicei sunt pentru DVD writere. Șuruburi cu pas un pic mai mare pentru SSD-uri și hard disk-uri. Și șuruburi cu pas mare de tot pentru surse și pentru alte minuni de genul ăsta. Pentru prins în partea asta aici. Dacă vreți să prindeți o placă de sunet sau ceva de genul ăsta. Haideți să conectăm SSD-ul. O să-l conectez aici, suspendat în aer. Da, merge de minune. Din păcate observ că șurubul este cu pasul mult prea mare, așa că o să iau un șurub cu pasul mic. Sunt unele SSD-uri care merg cu șurub cu pas mare, altele au nevoie de șuruburi cu pas micuț. Bine că ne-au dat cei de la placa de bază o grămadă de șuruburi. Bineînțeles că avem și o grămadă de șuruburi pe acasă, dar mai bine să fie astea la îndemână. SSD-ul este ușor și poate să stea fără nicio problemă, suspendat, în doar două șuruburi. Asta dacă nu aveți un bracket de montare. Da, văd că nu prea se potrivește la găuri aici. Așa că o să-l instalez în partea de jos. Îl instalez aici, unde avem canale. Aici e mai ușor de instalat.
Da, din păcate nu merge bine nici aici, trebuie să-i găsesc un... Ah, gata, uitați, au făcut ăștia un spațiu direct pentru SSD-ul, pe care nu l-am văzut eu din prima. Pardon. SSD-urile de obicei sunt mici și te chinui la ele. Asta dacă nu ai nicio belniță foarte bine... După cum vedeți, el stă foarte bine și într-un șurub, n-ar avea nevoie de două, dar o să-i bag două. De fapt, el este foarte ușor. SSD-urile sunt extrem, extrem de ușoare. Cred că și cu scoci dacă lipești stă. E o problemă, că ele sunt foarte, foarte mici. Gata, l-am montat și pe acesta. Acum trebuie să-i băgăm, dacă găsesc un cablu pe aici. Vreau să fie pe aici cablurile. Nu le găsesc, tocmai că n-ai nevoie de le găsești. Erau cablurile SATA pe aici. Nu trebuie decât să conectăm un cablu SATA și gata, s-a rezolvat problema. Gata, hai că le-am găsit și pe astea. Sunt aici. Două cabluri au venit cu placa de bază. Unul dintre ele are una din mufe la 90 de grade. Asta o să-l folosim pentru partea de sus aici pentru DVD writer, iar pe asta să-l folosim pentru SSD. Haideți să-i băgăm și alimentarea. Așa. Și mufa de date. Gata. Asta o să o băgăm pe undeva pe aici, ca să vină foarte, foarte frumos. Bineînțeles, după aia le aranjați și voi bine, ca să nu aveți probleme. Aranjați frumos firele, le trageți încoace, le legați cu tot felul de șoricei. Cam asta ar fi, nu mai rămâne acum decât să montez front panel-ul și cu asta basta și sunetul de aici, mufele de pe față de microfon și de difuzor, pardon, de microfon și de căști. Cam asta este, calculatorul ar fi gata, putem să-i dăm drumul, n-am montat unitatea optică, nu uitați să montați și acest mic speaker, vedeți că are o săgețică aici, aliniați-o cu săgețica din... care este marcată pe, uitați că n-am băgat-o bine, am băgat-o doar în primii trei, gata, am băgat-o bine acum. Asta o să bipăie în caz de probleme, în caz de ceva și oricum o să bipăie și la butare. Front panel-ul, cel mai bine este să consultați cartea plăcii de bază, să vedeți acolo ce spune. Haideți să ne uităm în această carte a plăcii de bază. Uitați, aici sunt desenele pentru SATA, pentru USB, pentru USB 3.0, pentru front panel. Uitați aici front panel, vă arată care este fiecare, da? Și avem aici detalii pentru toate, pentru că sunt diferențe, da? Uitați aici, ăsta este sistem front panel, aici conectăm LED-ul de la hard disk, LED-ul de la power, reset-ul și power-ul. Avem nevoie de front panel acesta, altfel, bineînțeles, nu putem porni calculatorul. Cam asta a fost pentru astăzi. V-am spus, nu mai rămâne să fac decât câteva lucruri, dar lucruri care necesită finețe. Dacă nu știți cum să montați front panel, mergeți pe videotutorial.ro și căutați tutorial front panel și cu siguranță o să-l găsiți. De asemenea, mai avem și alte tutoriale legate de montarea componentelor, puteți să le vizionați și pe acele. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cristi, voi ați fost la videotutorial.ro, încă o dată vă mulțumesc, la revedere!